Hei, 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 bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bune la cafeluță, poftă bune la viață și la magie. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru astăzi din partea Spiritului. Să vedem care este titlul emisiunii de astăzi. Și ne zice în felul următor: Intuition and Downloads. Ia câte de frumos, intuiție și download de informații, da, din sfere mai înalte, din planuri mai înalte. Așa că fii atent la ce îți spune intuiția, fii atent la semnele care ți se arată astăzi, pentru că sunt foarte importante. Poate ar fi bine să ții și o agendă așa pe lângă tine și să vezi ce mesaje vin, pune-le, dacă nu fac sens în momentul respectiv, pune-le cap la cap și ai să vezi că vor să-ți transmită ceva foarte important. Bun, mergem mai departe și să vedem ce anume vrea să transmită spiritul, ce mesaje importante sunt. Vedem energia taurului, poate este ceva legat de finanțe, de investit bănuți pe nu știu unde, sau uite și berbecul și taurul, sau de a începe ceva nou. Poate să fie un impuls, o idee, da? Poate legată de bănuți, așa cum am văzut, sau de lucruri materiale cu acea energie a taurului acolo. Oh, și vedem și casa parteneriatelor, poate să fie vorba despre a alege, da, între două persoane, două situații și așa mai departe. Casa parteneriatelor și a iubirii o vedem aici. Atenție la semne, așa cum spuneam, atenție la mesajele care vin către tine, pentru că au ceva extrem de important să îți transmită. Nu, bine, nu este energia gemenilor aici, dar, sau mă rog, pe cărți, dar energia gemenilor vine foarte puternic în această citire. Poate să fie vorba și despre mesaje, da, de-astea din 3D și comunicare. Ho, 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 wow, ok, vedem. Un berbec, un Marte în Scorpion, dorința de răzbunare. Ia vedeți ce se întâmplă astăzi, ascultă-ți intuiția. Nu știu dacă să-ți asculti intuiția în legătură cu o situație de genul acesta, habar nu am, da? Dar cineva s-ar putea să aibă tendința, aceasta, impulsul acesta de a se răzbuna. Devine interesantă citirea aceasta. Mergem mai departe și să vedem ce alte... Oh, Doamne, ce alte mesaje vin. Be open to receive, ia că te fii deschis să primești tot ceea ce vine către tine, indiferent ce vine către tine. Chiar dacă nu o să-ți placă poate ceea ce vezi, iaoleu, și vedem decepțiile și tentațiile. Ok, e bine să-ți asculți intuiția, asta este foarte, foarte clar. Ceva ce te tentează s-ar putea să fie o decepție până la urmă dacă nu-ți asculți bine intuiția. Ok, s-ar putea să aveți de-a face, sau mă rog, să avem de-a face cu o energie masculină, nu știu dacă ascunde sau nu ascunde ceva, pentru că nu și arată adevărata față acolo, vedem și vinovăția și sabotajul. Of, Doamne, of! Și cineva care încă se hrănește cu energia trecutului, se gândește la ceva din trecut. Nu știu dacă această persoană a greșit cu ceva, să sperăm că nu sunteți voi care ați greșit cu ceva, dar... ceva acolo s-a întâmplat sau urmează să se întâmple și vedem triggerele pot apărea astăzi sau în perioada următoare. Niște conflicte, niște triggere, nu știu de ce, probabil o să ne lămurească tarotul imediat. Dar indiferent ce se întâmplă, ți-a spus-o foarte bine, fii deschis să primești tot ceea ce vine. Exact așa cum vine către tine, pentru că tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru tine, chiar dacă nu-ți place cum arată, da? Totul se întâmplă dintr-un motiv. Primul motiv și cel mai important este că tu l-ai manifestat, dar știu că nu vă place să auziți lucrurile astea. Bun, se întâmplă că așa trebuie să se întâmple. Mergem mai departe cu mesajul din partea Doamnei Lună și să vedem ce se întâmplă, domnule, aici cu triggerele, ce se întâmplă cu răzbunarea. Hai să vedem ce vrea să ne zică Doamna Lună. Da. Cineva va ajunge la niște concluzii astăzi, își va da seama de niște treburi, probabil legate de parteneriate, legate de iubire și așa mai departe. Poate, dacă ți asculți intuiția, o să ți se și confirme că niște lucruri erau așa cum le-ai bănuit tu, erau așa cum, mă rog, n-ar fi trebuit să fie, dar ce să vezi, lucrurile, repet, se întâmplă dintr-un motiv foarte bine stabilit. Hai să vedem ce ne spune și tarot about this situation. Thank you, Spirit. Da. Se ajunge la o concluzie
și se ajunge la decizia, în unele cazuri, de a merge mai departe. De a lăsa toată toxicitatea asta în spate și de a te îndrepta către lumină, către ceva care este mult mai potrivit pentru tine. Dar ascultă-ți odată intuiția aia, că tot te-ai bălăcărit într-un mare fel. Ia că te și cartea deciziilor, o vedem aici, da? S-a întors și împăratul zodia berbecului. Decizii, da? Decizii sau cineva jonglează cu două energii, dacă e să vorbim despre relație. Și vedem, iacă-te, și asul de bâte, o nouă iubire sau, mă rog, o nouă pasiune poate să apară sau să fie deja la orizont și tu va trebui să alegi ce anume vrei. Vrei ceva înflăcărat, vrei ceva de aventură sau vrei ceva mai stabil, statornic, da? Privind caracteristicile celor două zodii de acolo. Și vedem și temperanța, da? Potolește-te, temperează-te. Dacă îți vine impulsul să faci niște lucruri mai puțin simpatice, potolește-te. Și vedem și treiul de cupe. Dacă e să vorbim de iubire cu treiul de cupe, s-ar putea să ne vorbească de aglomerație într-o relație, dar o să vedem noi. Și îți spune la rădăcina pachetului Choose Wisely, alege înțelept de data aceasta, ascultă-ți intuiția. Vrei să mai stai, nu știu, poate știi că este o relație cu aglomerație, da? Vrei să mai stai acolo sau nu? Sau ajuns la concluzia că meriți mai mult, mai bine și mai frumos? Chiar dacă te tentează foarte mult ceea ce ai în momentul de față, dar nu este ceea ce trebuie, nu te-ai sătura să te tot hrănești cu amintiri și cu toate nebunile, iluzii și așa mai departe și după aia să o dai și în vinovăție. Nu te-ai sătura de lucrul ăsta? Te întreabă spiritul. Fă o dată această decizie sau ia o dată această hotărâre și vezi încotro te duce. Mergem mai departe să lămurim cărțuliile și să vedem ce mai avem noi aici pentru astăzi. Why is the Six of Swords in the Spirit? Să vedem, să vedem. Da, de ce? Pentru că vedem treiul de săbi, dezamăgirile. Apar dezamăgirile, apar posibil conflictele în parteneriate de orice natură, să ia până la urmă o hotărâre, să ajunge la o concluzie și să mergem mai departe. Cu doiul de săbi, pe doiul de monede, mie îmi spune foarte clar, dacă până acum te-ai căcăit, n-ai știut ce să faci, a fost frică să iei hotărârea, acum ești mult mai aproape și mult mai pregătit de a face pasul acesta spre eliberarea ta, de a merge către ape mult mai limpezi. Asul de monede pe asul de bute, thank you spirit. Ce v-am spus? Foc, pământ. Foc, pământ din prima, foc, pământ din a doua. Ai de ales între posibil două situații, două persoane. Una care este extrem de passionate, extrem de tentantă, extrem de nu știu cum, dar care te duce aici, te duce într-o nebunie de numai, da? Și una care poate nu este atât de tentantă, dar îți oferă acea siguranță de care poate tu ai nevoie sau parte din tine are nevoie. Mă rog, ceva nou apare la orizont, alege înțelept de data aceasta, ascultă-ți intuiția, privește semnele, așa cum a spus spiritul Wise Temperance here. Ia să vedem mai departe ce avem noi. The Devil. Cartea diavolului o vedem pe cartea temperanței și aici vorbim clar despre ieșirea din echilibru. Ceva care, oricât de frumos, oricât de tentant, oricât de, cum o fi, când vin tot felul de astea, da? Ar fi, nu este ok. Sau poate ai de-a face cu cineva săgetător sau cineva în capricorn, berbec, taur, am văzut acolo treburile alea. Nu e, da, este tentant, dar te scoate din echilibrul tău, ceea ce nu este tocmai ok. Da, și vedem cu cartea hermitului pe treiul de cupe, cineva alege astăzi să nu mai joace acest joc, să nu mai participe la toată această poveste, pentru că ce să vezi, este toxică și poftim, turnul vine și răstoarnă această situație sau poate scoate la iveală treiul de cupe dintr-o situație. Da? Poate să lasă cu vinovății, să lasă cu cine știe scuze și așa mai departe. Nu pica întreaba asta cu răzbunare, pentru că răzbunarea este arma prostului. Lasă universul să-și facă treaba. Universul va ajunge întotdeauna, va restabili întotdeauna echilibru. Nu trebuie să faci tu nimic, dar cineva va tăia în carne vie, va lua o decizie radicală astăzi sau în zilele următoare legată de o situație de genul acesta. Bun, hai să vedem. Stai că mă duceam prea departe. Nu, haide cu Osho. De data aceasta, hai să vedem Osho ce ne spune în legătură cu această situație destul de interesantă. No, suntem pe alegeri, că na, energia lunii în pești.
Da, cineva înțelege că este maestrul vieții sale și că are nevoie de liniște. Are nevoie de armonie în viața așa, a sa, viața așa, viața sa. Și nu vrea să se mai bălăcărească în tot felul de treburi de acestea. În unele cazuri vorbim despre o relație de lungă durată sau despre o căsnicie cu cartea marelui preot. Sau vorbim despre schimbarea unor credințe, cine știe, da, uite suferința. Parteneriatul acesta care te-a ținut în zona de suferință, nu știu dacă ai stat acolo pentru treburi materiale sau nu, nici mai contează, nu discutăm treburile astea aici, tu le știi mai bine. Important este să reintri în poziția de maestru a vieții tale, să preiei controlul vieții tale și să-ți dai voie să te onorezi și să pleci din acea nebuneală. Hai să vedem și amorul Ghebos cu ce mesaje vrea să vină astăzi. Interesantă săptămână, dragii mei. It is safe for you to love. Da, este în regulă să iubești, este în regulă să te deschizi către iubire. Vezi ce ai de rezolvat la tine, vezi de ce ai manifestat niște lucruri, învață de acolo, dar nu respinge, da, iubirea în viața ta. Nu o face tu acolo pe martirul, că nici aia nu-ți folosește deception, ia că tămăștile false. Fie că asta s-a întâmplat sau asta este o energie a trecutului care încă te mai, îți mai bate la poartă, să-i spunem așa, da? Nu lăsa să te afecteze, indiferent de situație. Hai să vedem care este și sfatul de aici. Între timp pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Și o să vedem noi care este răspunsul. Să vedem, da, make the change, the sword, sabia. Și cu sabia vorbim despre gândire, vorbim despre luarea unor decizii, despre comunicare și o decizie care radicală, da, care va schimba cursul vieții tale. Fă această schimbare, ia această decizie. Bun, și haideți să vedem și răspunsurile din partea spiritului, dragii mei. Cele trei variante de răspuns, puteți alege 1, 2 sau 3 sau puteți lansa 3 întrebări. Să vedem răspunsul cu numărul 1 pentru astăzi. Este in the near future, în viitorul apropiat. Răspunsul cu numărul 2 este romance, iubire, iubire. Și răspunsul cu numărul 3 este improving health, este nevoie de îmbunătățire a stării de sănătate, da, emoționale, psihice și așa mai departe. Sau, mă rog, a unei situații. Dragii mei, acestea sunt mesajele care au vrut să vină astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!